Glorificați să fie Domnul! Dragii mei, vă invit să deschidem un cuvânt din Carta 2 Samuel de la capitolul 11. Voi citi într-un mod selectiv mai multe versete din capitolul 11 și din capitolul 12. Va fi o lectură biblică importantă. paginile în Biblie 335, respectiv 336. Permiteți-mi ca citirea textului biblic să fie una selectivă, pe de o parte pentru a câștiga timp, pe de altă parte pentru a putea acoperi o paletă mai largă de înțelegere a narațiunii biblice. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după-amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat cine este femeia aceasta și au spus este Bathsheba fata lui Eliam, nevasta lui Urie, Hititul. Continuăm mai departe de la versetul 10. Au dat de știre lui David despre aceasta și au spus, Urie nu s-a coborât la el acasă și David a zis lui Urie, nu vii tu din călătorie, pentru ce nu te-ai coborât acasă? Uria a răspuns lui David, chivotul și Israel și Iuda locuiesc în corturi. Domnul meu iap și slujitorii Domnului meu sunt tăbărâți în câmp și eu să intru în casă să mănânc și să beau și să mă culc cu nevasta mea, viu ești tu și viu este sufletul tău, că nu voi face lucrul acesta. David a zis lui Urie, mai rămâi și astăzi aici și mâine îți vei da drumul. Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi. David l-a poftit să mănânce și să bea cu el și l-a îmbătat și seara Uria a ieșit și s-a culcat cu slujitorii stăpânului său, dar nu s-a coborât acasă. A doua zi dimineață David a scris o scrisoare lui Ioab și a trimis-o prin Urie. În scrisoarea aceasta scria, Puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. Ioab împresurând cetatea a pus pe Urie în locul pe care îl știa apărat de ostaș vitej. Oamenii din cetate au făcut o ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab, au căzut mulți din popor, din slujitorii lui David și a fost ucis și Urie Hititul. Versetul 25. David a zis solului, iată ce să spui lui Ioab, nu te munci pentru întâmplarea aceasta, că sabia doboară când pe unul, când pe alt fata lui. A venit un călător la omul acela bogat și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acesta și a zis lui Nathan, viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrănic de moarte. Și să se dea înapoi patru miei pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Și Nathan a zis lui David, tu ești omul acesta. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Eu te-am uns împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul. Te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și Iuda și dacă ar fi fost puțin, atâta aș mai fi adăugat. Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui? Ai lovit cu sabia pe urie, pe urie hititul? Ai luat de nevastă pe nevastă sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon? Acum, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie Hititul. Așa vorbește Domnul iată din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu el în fața soarelui acesteia. Că ce ai lucrat pe ascuns eu însă, voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David a zis lui Nathan, am păcătuit împotriva Domnului. Și Nathan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Dar pentru că ai făcut pe și Domnului să-L hulească, săvârșind fapta aceasta, Fiul care ți s-a născut, va muri. Până aici cuvântul Domnului, vă învii respectuos să vă reocupați în locurile. În această seară, mi-a revenit rolul de a vă împărtăși un cuvânt despre ce înseamnă de fapt pocăința la care Dumnezeu vrea să ajungem fiecare dintre noi. Și atunci m-am gândit că unul din cele mai proeminente modele de pocăință a fost pocăința salmistului, regelui David. Deseori se întâmplă ca noi să vorbim despre păcatul lui David, dar prea puțin mai vorbim despre pocăința lui David și mai ales despre pedepsele pe care a trebuit să le suporte David, pentru că realitatea este că fiecare om de pe planeta asta are libertatea să aleagă forma păcatului, dar nu consecințele lui. Consecințele sunt atributul și apanajul lui Dumnezeu. Dumnezeu alege să pedepsească potrivit cu nivelul de cunoaștere potrivit cu gravitatea consecințelor păcatului sau răului înfăptuit și Dumnezeu are multe variabile de care ține cont atunci când stabilește gradul de pedeapsă pentru fiecare om care încalcă poruncile lui Dumnezeu. În seara asta vom privi la un text deloc obișnuit, la o imagine a unui om pe care l-am aclamat, l-am apreciat și despre care însăși Biblia spune om după inima lui Dumnezeu. Om care în cele mai multe etape ale vieții lui a fost un om al lui Dumnezeu care a lăsat urme bune, demne de urmat și la care dacă vom privi, vom vedea câtă profunzime, câtă adâncime a relației lui cu Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost David, multe dintre victorile poporului Israel n-ar fi fost. Psalm n-ar fi fost cu duiumul dacă n-ar fi existat acest om. Și deznădământul vieții lui David a fost unul onorabil, în sensul în care trebuie să afirmăm fără nicio urmă de îndoială că el a murit într-o relație bună cu Dumnezeu și chiar credem că a fost mântuit. De ce spun lucrul acesta? Pentru că la finalul lui de viață, însuși regele David spune, Duhul Domnului este peste mine. Stânca lui Israel mi-a vorbit. Și iată, dragii mei, că așa se pecetulește desnodământul vieții unui om care, măcar că a mai avut și conuri de umbră, a știut să se pocăiască. Și am ajuns la concluzia că este o mare binecuvântare să știi să te pocăiești. De păcătuit oamenii păcătuiesc. Dar de păcăit nu toți știu să se pocăiască. Și Petru și Iuda au păcătuit. Dacă, aș fi să, dacă ar fi să fim foarte riguroși cu gravitatea păcatului, nu știu care să fie păcatul mai mare, lepădării sau păcatul vânzării. Adică mă, tu te lepezi fără să câștigi nimic. Asta vinde măcar câștigă ceva. Ăsta vinde odată, dar tu te lepezi de trei ori. Și iată că am cădea într-o capcană să încercăm să spunem care păcat ar fi mai grav. Dar unul devine mare om al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl folosește de așa manieră încât la predica lui din poate zecile de mii de oameni care erau acolo, trei mii se bogăiesc. Apoi vindecări miraculoase pe care Dumnezeu le face. Și dacă vrem, dacă vrem, un Petru prin care Dumnezeu să lucreze, să spună Enea, Iisus Hristos te vindecă și bonlavul să sară în picioare, mortul să învieze, trebuie să-l acceptăm și pe Petru, care a avut un moment de eclipsă, de umbră spirituală în viața lui. Pentru că, de fapt, pocăința nu înseamnă absența eșecului, ci din potrivă, înseamnă să te ridici din eșec, și să te poți ridica reabilitându-te, restaurându-ți viața, prin ajutorul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care luptă pentru ridicarea ta. Dumnezeu nu vrea moartea niciunui om păcătos, indiferent cât de mare a fost păcatul lui. E adevărat că noi, oamenii, avem tendința să clasificăm în funcție de gravitatea păcatului, însă realitatea este că Dumnezeu. Vrea să se reabiliteze orice om păcătos. Problema este că unii știu să se pocăiască, alții nu. Petru a știut să se pocăiască, iar Iuda n-a știut să se pocăiască. Unul a devenit mare om al lui Dumnezeu, iar altul s-a dus și s-a spânzurat și nici de banii pentru care l-a vândut pe Iisus Hristos nu a avut parte, pentru că așa se întâmplă când omul se îndepărtează de Dumnezeu și îl vinde pe Dumnezeu pentru nimicurile acestei lumi. Vreau să observați în textul din această seară, sau, mă rog, în textele din această seară, dar cu predilecție în capitolul 11, cel puțin trei aspecte cheie. Mai întâi, vreau să subliniez cauzele pentru care a ajuns David să păcătuiască atât de flagrant. Apoi, a doua imagine, să vorbim despre consecințele păcatului comis, iar în al treilea rând să vorbim despre condiția din care omul păcătos se poate ridica. Ce condiții trebuie să îndeplinească ca să poată să se reabiliteze, păcatul lui să fie iertat și viața lui să fie restaurat și chiar poziția lui să fie restaurat. Și când zic poziția lui, mă refer la poziția socială și chiar și la poziția spirituală. Și sigur că aici sunt destul de multe nuanțe asupra cărora, dacă vom avea timpul necesar sau nu, probabil că vom reveni. Dar Haideți să identificăm în textul din această seară câteva cauze pe care eu le-am identificat, și din cauza cărora cred că David a ajuns să păcătuiască atât de flagrant. E clar că păcatul despre care Biblia scrie este un păcat reprobabil, grav, dramatic, cu consecințe extrem de grave, pentru că el era căsătorit, el avea prunci, și într-o zi, când cei mai mulți oameni, mergeau la război, spune chiar versetul 1, un anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, el nu se duce la război, se plimbă deasupra palatului său împărătesc, acoperișurile evrești erau plate, așa că nu periclita plimbarea pe acoperiș, era un fel de terasă la înălțime, și a observat acolo pe această femeie pe nume Baceba, care se spăla potrivit legii ceremoniale, și uitați-vă, dragii mei, că sunt predicatori care spun: Nenorocita de Baceba, am, acolo s-a trezit ea să se să, să scalde. Părerea mea este că numai un predicator poate să spună asta, aruncând vina doar asupra unei femei. Dar părerea mea este că aici, în mod absolut, este vina lui David. După toate narațiunile din versetele acestea, observăm că Dumnezeu are, de fapt, o problemă cu David. Ba chiar mielușeaua care o reprezintă pe Bașeba acolo, nu îi se impută ei o vină, pentru că imaginați-vă, fiind împărat, el avea drept de moarte și de viață. Așa că orice decret pe care împăratul pronunța, era de nerăsturnat. Nu zice Biblia nici dacă ea a opus rezistență sau nu. Nu vreau să fiu nici avocatul lui David, nici avocatul Batșebei, că au născut și predicator și am auzit chestiuni de maniera asta. Bă, până la urmă a convenit și lui Baceba treaba asta, că era rege și avea o poziție de succes și de aici decurgeau bani și moșteniri și una și alta și poziție impresionantă și a chiesat cumva la planul lui malefic. Dragii mei, nu spune Biblia asta, prefer să tac, dar cred că aici vinovăția grevează pe umerii lui David, pentru că el, ca om al lui Dumnezeu, ca rege, ar fi trebuit să se comporte altfel. Și prima cauză pe care aș identifica-o eu în textul ăsta, și le vom lua așa într-o formă creșend-o de înțelegere, de logică, aș numi -o eu, eu o problemă de comoditate. De unde derivă acest nivel de confort și de comoditate care s-a instalat în viața lui David? Tocmai din considerentul faptului că el a preferat, în loc să facă efort Mergând să lupte, el a preferat o poziție de confort. E mult mai safe, mult mai sigur, mult mai confortabil să stau acasă, deasupra acoperișului, să mă plim, să stau, să mă odignesc, să mă relaxez, să-mi pierd timpul, cum zice românul. Și dați-vă că comoditatea ar fi prima cauză pentru care David, ușor- ușor, a început să se îndepărteze de Dumnezeu și să comită acest păcat al preacurviei sau al adulterului. Și a zice că comoditatea este unul din cele mai mari pericole. După biruințe și succese militare pe care Dumnezeu i le-a dat lui David, la, nivel, la nivelul minții lui a venit și gândul relaxării. Am luptat destul, am câștigat destule războaie, Acum cred că ar fi timpul să mă odihnesc. Și spunea odată un om înțelept că lângă cel mai înalt punct al fericirii stă cea mai adâncă groapă a căderii. E doar diferență de un pas. De aceea este extrem de important ca noi să fim în permanentă veghere și circumspecție spirituală, pentru că diavolul nu face febră musculară, nu și-a concediu, diavolul nu se pensionează și diavolul chiar luptă să-l distrugă pe om chiar atunci când a avut biruințele cele mai mari. Amintiți-vă când, când Mântuitorul Hristos este ispitit de către diavolul. După ce are un moment de glorificare Domnului Iisus Hristos, când Duhul Sfânt se coboară sub forma unui chip de porumbel și din cer se aude glasul Tatălui care spune Acest este Fiul meu prea iubit. Adică este un act de proslăvire a Domnului Iisus Hristos. Și imediat în capitolul 4, versetul 1, zice Biblia faptul că Domnul Iisus Hristos a fost ispitit. De ce? Pentru că aș vrea să vă spun, cumva se întâmplă o chestiune de ordin psihoemoțional. Cu cât ai mai multe realizări, cu cât ai mai multe biruințe, tins ca om în omenescul a ceea ce suntem noi, să te relaxezi. Vă păi zice, mi ai ieșit cântarea extraordinară. Evenimentul ăsta a ieșit extraordinar, predicile mi-au ieșit extraordinar de bune, campaniile de evangelizare au fost extraordinare, proiectele mele s-au dus la îndeplinire și în momentul în care tu vrei să te relaxezi mai bine și vrei să spui în sfârșit s-a terminat, pot să mă linișez, s-ar putea ca acest în sfârșit să însemne un sfârșit al păcii și al liniștei și a calmiei din casa ta pentru că pot de aici porni războaie. Războaie în familie, războaie spirituale, războaie de toate soiurile. De aceea este important să vegem în fiecare zi și să nu ne obișnuim cu acest spirit al creștinului confortabil, care vrea de fiecare dată să caute confortul. A spune că a căuta cu nesați, cu aviditate și cu orice preț confortul, demască o mare problemă și o mare breșă în viața omului. Așa că într-o generație care foarte mult promovează confortul, și asta o dorim cu toții, nu? Pernele cele mai bune, Saltele cele mai bune, casele cele mai bune, încălzirea cea mai bună, mâncarea cea mai sănătoasă, mașina cea mai confortabilă și tot ceea ce întreprindem sau achiziționăm, gândim în termen de confort, să ne fie bine. Și în momentul în care noi gândim în termen de confort cu orice preț, cu orice preț, și când spun cu orice preț, mă refer între a alege confortul trupesc și angrenarea în slujba lui Dumnezeu, a alege confortul trupesc îmi pune în pericol sufletul meu. De exemplu, pentru unii dintre dumneavoastră, după cum vă văd pe fețe, era mult mai confortabil să stați în seara asta să dormiți. Omenește era mai confortabil. Unii au și realizat, realizat, neperformanța asta. Dar alții ați luptat cu această zbatere care vrea confortul și a zis, băi, eu vin la biserică. Și de cele mai multe ori, cei care nu vin la biserică, sunt o victimă ușoară în mâna celui rău. Atunci se pot întâmpla o grămadă de păcate și greșeli pentru faptul că eu plătesc prețul confortului cu orice preț ar fi el. Adică e bun confortul, că Dumnezeu nu e împotriva confortului, dar până când împingem limita asta a confortului? Care să fie limita confortului? Și iată câteva limite ale confortului. Prima limita confortului. Dumnezeu nu este împotriva confortului atâta vreme cât confortul meu nu intră în conflict cu confortul sufletului meu. Odignimele odigni sufletești spirituale. Dar dacă confortul meu trupesc, intră în conflict cu voia lui Dumnezeu și binele meu sufletesc etern, înseamnă că acel confort material, uman, trupesc, devine un pericol. Aici foarte mulți creștini cad în capcană și spun eu deseori, ceea ce n-a reușit persecuția, compromisul, confuzia alimentată de multe religii, a reușit confortul material să distrugă. Confortul material din ultimii 30 de ani a distrus mai mult flacăra și pasiunea creștinismului, mai mult decât toate celelalte arme, inclusiv război, aruncați la fiare sălbatice, persecuții, decapitați creștinii, nu sângele martirilor, era o evanghelie a, a, a mântuirii lui Dumnezeu pentru cei care se lăsau atinși de mesajul acestul. Noi, noi amândoi eram săraci. Nu lipsea marța de la rugăciune, pentru că știam că depindem 100% de Dumnezeu. Doamne, dă-mi pită! Doamne, dă mâncare! Doamne, am boli, n-am bani să pot plăti pentru investigații medicale, ajută-mă și lucrează! Și Dumnezeu lucra! Dar după ce am dobândit confortul, mult mai comod este pentru unii să vină marțea să stea la un televizor, marțea să se ducă să stea la un restaurant. Marța să stea, eu știu, picior peste picior, într-un alt context, e prea mult confort. La ce să mai vine o marțea să mă rog, că toate merg bine? Când cu bare pot rezolva orice problemă și când orice ușă aproape că mi se poate deschide. Ce să te mai determine să vii marțea la rugăciune? Îți spun eu un singur lucru. Dragostea de Dumnezeu. Dacă mai este. Dacă nu mai este dragoste de Dumnezeu, atunci pot predica eu cât de tare îi predica, pentru că nu e o problemă de predică, e o problemă de inimă. Și numai Dumnezeu poate opera inima dumneata să poată să aprindă pasiunea și flacăra credinței pentru Domnul. Și uitați-vă că cei mai mulți creștini, a zice din poate peste 500 de mii de penticostali, ei sunt mai mulți neoficial, probabil 600-700 de mii, mă întreb, cât să reușesc să birie confortul trupesc de dragul binelui sufletesc. N-am făcut nicio statistică, dar e suficient să mă uit în multele biserici unde mă duc. Și îmi dau seama, ca spune, că peste 60%, dintre creștinii ăștia, ca să nu zic 70%, sunt biruiți de confortul material. Și ascultați-mă bine, s-ar putea, ca în felul ăsta, nu mulți să prindă evenimentul răpirii Bisericii Lui Dumnezeu. Și întreb și eu ce a întrebat Domnul Odinioară. Ce aș mai fi putut să fac vie mele și nu i-am făcut? Am îngăduit binecuvântări că au zis n-au avut. Și i-a Domnule, vorbesc prin bine. Îngăduit drame, pandemii, războaie, recesiuni, frământări, pandemii, virusuri. Bă, poate s-au trezi prin asta. Predicatori. Au zis, noi nu ne pocăim că n-am predicator cu subiect și predicat. I-a adus, Domnule, și pe ăștia. Nu avem cântăreți profesioniști, nu avem morgă, nu avem stații, nu avem boxe, nu avem de tot. Le-a adus Dumnezeu și pe asta. Nu avem aer condiționat. A adus Dumnezeu și asta. Nu avem scaune. A adus Domnul și asta. Avem băți pe o Alții înainte nu aveau nici băți, stăteau în picioare câte 3-4 ore la slujbe. Și nu aveau nicio problemă cu treaba asta. E, dar vreau să vă spun în această zi, dragii mei, că de fapt ar trebui să așezăm niște limitele confortului nostru material. Și am spus eu că prima limită este să nu intre în conflict cu binele sufletului. A zice că a doua limită a confortului este să nu îmi îndeplinesc confortul meu material cu prețul de a-i face pe alții să păcătuiască. Adică să fie o pricină de păcătuire pentru alții. Asta e a doua limită a confortului meu material. Pentru că e foarte important să fiu atent la detaliile acestea. Sigur că cine vrea să putignească din orice e problema lui. Dar eu trebuie să mă lupt cu, ce, cu tot ce îmi stă în putință să nu dau prilej de păcătuire omului de lângă mine. Cum ar fi? Eu pot să fiu un prilej de păcătuire pentru om în sensul în care să poftească bunul meu. Patrimoniile mele. Realizările mele. Și să-i se să alimenteze amărăciunea, răzbunarea, invidia, lăcomia, etc. Așa ar fi a doua limită a confortului. Eu nu trebuie să-mi îndeplinesc confortul material cu riscul de a fi un prilej de păcătuire pentru alții. Și a zice o a treia limită, eu nu trebuie să-mi îndeplinesc confortul material cu riscul de a-mi împovăra conștiința. Dumnezeu ne-a dat o conștiință care trează și luminată de Duhul Sfânt și de Cuvântul lui Dumnezeu. Noi putem să ne sau chiar să o deranjăm sau tulburăm prin faptul că avem investiții dezonorante. Adică nu te conștiința când tu poți da bani pentru diferite branduri de haine, iar pentru un sărac n-ai fost în stare să dai 200 de lei? Ar trebui să te mustre. Nu te mostră conștiința că tu partea lui Dumnezeu nu o dai, dar când este vorba să ții pantofi, ții cea mai scumpă firmă, și pentru asta nu te mai uiți la bani, Bine, vei spune, bă, nu ne nimerit, nu suntem nici cu pantofi, nici cu hainele, dar vă spun altceva. Nu te mustră conștiința cu orice preț să-ți risipești mâncarea din frigider, aruncând mâncarea care se strică unor oameni care n-au de mâncare? Adică, cred că aici ar trebui să promovăm principiul echilibrului spiritual în toate. În investiții, în decență, în achiziții. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. A doua problemă pe care o văd în dreptul lui David, care l-a dus la păcat, pe lângă comoditatea, pentru că din comoditate se naște a doua problemă, a doua cauză. Neglijența față de îndatoririle sale de rege. Și a zice cel puțin două îndatoriri aș vrea să aduc în discuție. Prima, trebuia să meargă la război. O îndatorire militară. Pe vremea când porneau cine? Versetul 1. Cine? dacă nu mai pornesc împărat trimite în generalii. Și l-a trimis pe Ioab. Deci, era o lege, era o cutumă ca împărații să meargă la război. Dar împăratul David era împărat. Poziția de împărat îi plăcea. Dar nu mai plăcea atribuțiunile de serviciu care intra un civil de împărat. Și aici vreau să vă spun că ne poate paște pe fiecare dintre noi. Pericolul de a vrea poziția dar nu de a îndeplini atribuțiunile de serviciu care sunt parte componentă a poziției mele. Și uitați-vă că David a iubit mai mult poziția decât îndeplinirea atribuțiunilor de serviciu. Așa că neglijența față de îndatoririle sale pe care le avea l-a dus în punctul în care să păcătuiască. Pentru că dacă nu faci ce ai fost chemat să fii, vei face ce vrea diavolul să faci. Nu ce vrei tu, ce vrea diavolul să faci. Și ascultați-mă bine, nu există poziție de neutralitate. Ori faci voia lui Dumnezeu și punct, ori faci voia celui rău și punct. Nu există eu fac voia mea, nu există faci voia lui Dumnezeu sau fost voia celui rău și a pe tale pământești. De deci, aceea, din punctul acesta de vedere, aș vrea să afir cu tărie faptul că a doua capcană l-a dus pe David în punctul să păcătuiască. Domne, tu treia să-ți să îndeplinești funcția militară. Și aș vrea acum să -ți iau niște exemple, cât se poate de banale. Băi, ești cântăreț. Ți-a dat Dumnezeu darul de cântare. Ce trebuie să faci tu cu darul tău? Pe măcar câteva lucruri. În primul rând trebuie să înțelegi ce stil ți se potrivește de melodie. Pentru că sunt stiluri care nu ți se potrivesc. Doi, trebuie să mă rog pentru treaba asta că ori de ori, câte ori eu cânt, ungerea lui Dumnezeu să coboare. Trei, trebuie să mă comport într-un mod integru, luptându-mă să nu știrbesc mărturia de cântăreța Domnului. Și această instituție a cântărețului să nu poată fi discreditată niciodată. Adică există, domne, un ștaif spiritual pentru un cântăreț. Tu nu ești orice fel de cântăreț. Tu cânți despre Dumnezeu și gloria Lui. Și tu trebuie să ai un ștaif spiritual. Tu trebuie să ai un standard moral și spiritual la care trebuie să ajungi. Nu-ți poți permite orice. Un predicator dacă Dumnezeu l-a chemat la treaba asta, trebuie să știi exact. Slujba mea e slujba de învățător sau e slujba de evanghelist? Îmi delimitez clar. Apoi îmi delimitez exact area de slujire. Eu trebuie să slujesc doar la nivel local sau pot și mai departe de atât. Apoi trebuie să îmi delimitez. Dacă Dumnezeu mi-a dat darul ăsta, cât timp aloc eu pentru studiu muzicii, pentru studiu predicii, în rugăciune pentru treaba asta, cât mă consacru eu. Apoi, cât mă lupt eu să dovedesc caracter și integritate pentru poziția mea de predicator. Pentru că dacă alții își permit un predicator, nu trebuie să-și permită. El este ambasadorul lui Dumnezeu. El este un mesager al lui Dumnezeu. Și ascultați-mă bine, cea mai grea meserie din lume este slujba de pastor. Sau de predicator. Sau de cântăresc. Sau de om care face o slujire publică în cadrul eclezial. Și mă veți întreba de ce. Câți dintre dumneavoastră când ați mers la spital să fiți operați de către medic, ați întrebat, domnul doctor, sunteți căsătorit, recăsătorit, bețiv, tutungiu, mai jucați la aparate? Ați întrebat vreunul treaba asta? Nici nu vă interesează. Pă voi vă interesează un singur lucru, competența. Să fie bun. Și medicul să fie bun și să opereze bine. Câți dintre voi când ați avut probleme sau litigii, de ordin juridic, v-ați dus la avocat și l-ați întrebat, domnul avocat, dumneata ți la înșelat nevasta? Dumneata fumezi? Dumneata te droghezi? Nu te interesează. Domne să mă apere bine. Conduita lui morală nu este chiar atât de importantă cât este de important competența profesiei lui. Când v-ați dus la un profesor, în parte te interesează conduita morală, dar cel mai mult te interesează competență. Domne, predă bine limba engleză. Că îl dau pe pruncul meu acolo. Dar nu îl întreb despre aspecte ce țin de ordin moral sau etic. Sau spiritual. Ori vreau să vă spun că un predicator are cea mai grea slujbă din lume pentru că toate acestea trebuie să coexiste în el. Unu, competența. Voi vreți predicatori competenți? Doi, caracter. Dumneavoastră sunteți interesați de mărturia mea. Dumneavoastră sunteți interesați de virtuțile mele, de moralitatea mea, de cum trăiesc eu în familie, ca om, raportat la seme, la Dumnezeu, la familie, la soție, la copii, la biserică, la tot ceea ce Dumnezeu mi-a dat în îndatorirea mea. Adică nu doar competența e importantă, ci și caracterul este important. Și sigur că apoi partea de chemare și de consacrare sunt elemente indiscutabile care ar trebui să însuflețească slujba de predicator. Așa că, dragii mei, el neglijează atribuțiunile sale de serviciu, războiul. Și încă o responsabilitate mare pe care o avea, a știut-o altă dată, dar am o uitat-o. De ce? Îi mergea prea bine. Că v-am zis că se leagă cu comoditatea și confortul de neglijența în îndator, neglijarea în datorilor sale. Și vreau să vă uitați împreună cu mine la Psalmul 32, versetul 6. Psalmul 32, versetul 6. Este un psalm pe care Omul uh, omului Dumnezeu David îl scrie într-un context al păcătuirii, exact despre păcatul ăsta fiind vorba. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivit. Și chiar de s-ar vărsa pe mar, pe el nu-l vor atinge deloc. Adică, în Psalmul 32, de la versetul 1 până la 5, Pavel, uh, Pavel David își povestește drama. Ferice de cel cu fără de iertată, cu păcatul acoperit, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca, vlaga acum se usucă pământul de seceta verii, atunci s a mărturisit fără de legea mea, nu mi-am ascuns păcatul meu, și apoi zice, de aceea, orice om să se roage ție la vremea potrivit. Știi ce înseamnă asta? El aluziv transmite un mesaj. Eu nu mă mai rugam, prieteni. Și atunci el face o concluzie. De aceea e important să nu te deconectezi de la acest motor a rugăciunii ca să nu cazi în păcat. Pentru că el zice, eu am căzut în păcat pentru că m-am decuplat de la acest motor al rugăciunii. Și vreau să știți că succesul a doborât mai mult decât eșecul. Și este atât de important să știm nu doar să dobândim succesul și să gestionăm succesul. Pentru că prea mult succes în lumina reflectoarelor s-ar putea să te orbească, prieteni, într-o zi. L-au orbit pe Samson. Au orbit cei mai proeminenți predicatori, cântăreți evangeliști. Știți de ce? Pentru că se poate întâmpla să crezi că dacă ai succes, dacă ești aclamat, dacă mulțimile vuiesc în preajma ta, S-ar putea să crezi că tu ești cu totul și cu totul special. Și ușor ușor, competența, experiența, realizările te duc într un punct în care să spui: "Nu mai am atât de multă nevoie de rugăciune, pentru că mă descurc, pentru că mă pricep" și ușor ușor s-ar putea să pierzi dependența de Dumnezeu spunându-i rugăciune, am nevoie de tine, am nevoie de harul tău, am nevoie de ungerea ta, am nevoie de călăuzirea ta. Și în momentul acela, tu ești un motor care merge din inerție de mult de E ca mașina aia pe care i-ai oprit motorul, dar mai merge în vale zeci de metri. E, zeci de metri s să mai însemne câțiva ani. Și la un moment dat te vei trezi într-un hău. De ce spune Biblia ce este înălțat înaintea omului? Poate să fie o răciune înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că cei mai mulți oameni au rămas orbiți nu de eșec și de succes. Și a zice că aici este problema, neîndeplinirea acestei datorii. El ca rege, altă dată amintiți-vă ce făcea el, până să ajungă la puțea de succes. Doamne, să mă duc să lupt cu filistenii sau nu? Își lua efodul, se îmbrăca și în cămăruța lui se ruga și îl întreba pe Dumnezeu. Acum nu îl mai întreabă pe Dumnezeu. Acum merge la cântare fără să se mai roage. Acum merge la predică fără să se mai roage. Acum merge la andem fără să se mai roage. Acum face o lucrare fără să se mai roage. Acum pleacă de acasă și la muncă fără să se mai roage. Acum urcă în mașină fără să se mai roage. De ce? Am experiență. Mă descurc, mă pricep. Și uitați-vă cu ușor, ușor, te decuplezi de la motorul rugăciunii și poți ajunge în tot felul de păcate flagrant. Dumnezeu să ne dea lumină și înțelepciune. Și aș mai zice că a treia problemă, pe lângă comoditatea, neglijența față de îndatoririle sale, a treia cauză care l-a dus pe omul ăsta în punctul căderii lui a fost curiozitate. David a întrebat, cine este femeia aceasta? Ce înseamnă întrebarea asta? Demască curiozitate. A vrut să știe cine este femeia aceasta și vreau să spun că ea curiozitatea focalizată greșit, a creat mari pagube, mai ales în dreptul tinerilor. Bă, cum o fi asta? Cum o fi să merg la discotec? Cum o fi să iau drogul ăsta? Cum o fi să fumez? Ce senzație o fi să beau? Ce senzație o fi să fac treaba asta? Și uitați-vă, ce curiozitatea pe foarte mulți i-a îndepărtat de Dumnezeu și la un moment dat s-au trezit dependențe legați de diavolul și n-au mai putut să se descotorosească din legăturile lor. Au zis și ei, voi face ca și mai înainte și mă voi descotorosi. A spus-o și Samson. Nu știa că Domnul părăsise, puterea ar slăbise și se, îndepărțase, se îndepărtase Dumnezeu de la el. Așa că în această seară vreau să tragem un semnal de alarmă și să spunem cât se poate de respicat faptul că mă doare inima să văd că sunt din ce în ce mai multe curiozități cu privire la lucrurile care nu sunt bune. Dar nu prea mai văd în ultima vreme cum ar fi să țin trei zile de post de curmat. Ce stare spirituală voi simți? Cum ar fi, cam o curiozitate sfântă, să mă rog o oră fără oprire și să mă citesc 20 de capitole pe zi? Bă, dar acum. cum îi? Dar aia Ascultați-mă, toate aceste stimați tineri, chestiuni care țin de, de, de viața de căsătorie, sunt niște automatisme. Cum mai că nu te-a învățat că trebuie să-i mâna și să pui pe furculiță, să bași furculița în gură și nu te-a învățat nici cum să mesteci. Tot la fel sunt și automatismele. Nu mai intru în detalii, ați înțeles voi ce vă zic. De deci aceea este extrem de important să știm să boicotăm aceste curiozități stricate, păcătoase, adamice, pentru ca să nu ne furăm căciula singuri și să nu ne batem singuri cu ei în talbă. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Și Aș merge către a doua parte. Consecințele păcatului produs de David. Ca în ultima parte vorbesc despre pocăința lui David. Iată câteva consecințe. Punctual. În primul rând, păcatul îți întunecă mintea. Uitați-vă că el în calitatea lui de rege se duce și întreabă cine este femeia aceasta? A trimis niște oameni, adică niște slugi, niște delegați de la curtea împăratului să o aducă. Nici nu s-a mai gândit, bă, mă fac de râs la ăștia. Ăștia vor fi, vor putea depune mărturii împotriva mea. Pur și simplu observ că atunci când păcatul s-a sălășluit într-o mintea lui, mintea s-a întunecat și nu s-a mai gândit în niciun fel la repercursiunile păcatului. Bă, tu țâriști poziția. Tu zriști viața. Tu zriști veșnicia. Tu țâriști destinul tău etern. Și uitați-vă că nimic din toate astea n-a mai contat. De ce? Pentru că atunci când păcatul intră în inima omului, prima consecință instantă care se întâmplă e să-ți deformeze percepția despre tine, despre Dumnezeu, dar mai ales despre păcat. Nu e chiar atât de grav. Au mai făcut și alții. Și ți că diavolul mintea să poți să maximizezi plăcerea și să diminuiezi consecințele grave ale păcatului. Și întotdeauna diavolul va lucra așa. Nu ți vă mai arăta consecințele grave ale păcatului. Îți distrugi nevasta, mă! Vei vedea divorți, copii pe drumuri, sfâșiați de durere pentru nebuniile pe care tu vrei să le faci. Nu le mai vezi pe nimic din toate acestea. Și pur și simplu, diavolul spune doar partea frumoasă a lucrurilor care mai apoi se întoarce pe pagina cealaltă și e multă amărăciune, mult pelin și multă o travă. O, câtă amăgire! Cât de mult diavolul a reușit să înșele pe oameni! După ce le se întune că minte, uitați-vă la a doua consecință se împietrește inima. De unde derivă acest al doilea simptom al lui David? Faptul că se împietrește inima. Lasă, aveți idee cam cât a durat? De la momentul actului fragrant de păcat al lui David și până la momentul în care el se recunoaște? Cam cât să dureze? Aproape un an. Și dacă mă veți întreba de unde știu asta? Știți când s-a trezit el din beția păcatului lui? În versetul 14, din 2 Samuel 12, auziți ce spune. Fiul care ți s-a născut va muri. Știți când s-a trezit David? Nu când Dumnezeu nu mai vorbea cu el, nu când se rugat 5 minute formal, dar nu mai simțea atingerea Duhului Sfânt la rugăciune. Nu că nu mai simțea inimă pentru cuvânt și era distant de cuvânt, de Biblie, de, de, templu. Fugea marța de biserică, fugea joia de biserică. Mai apoi venea doar duminica dimineața, duminica seara, mai rar și mai rar și mai rar. Era doar o chestiune de ani. Și diavolul avea răbdare cu el. Și diavolul are răbdare cu fiecare om. Și ușor, ușor inima se împietrea, se cea mai tare, mai tare, mai insensibilă, vedea defecte în ăla, în ăla, în celălalt, se uita numai la părțile slabe ale celor din jur. Și uitați-vă, că măcar că inima lui era tristă tot timpul, că bă, dacă ai decența să recunoști, notoriule păcătos ce ești, vei spune așa, bă, sunt un nenorocit de om, nu mai am pace, nu mai am fericire, uneori nu dorm noaptea, mi-e scârbă de mine, când mă confrunt cu propria oglindă și conștiință, mă sperii, mă trag cu mine de păr și spun, aș vrea o schimbare. Și David recunoștea treaba asta. Pentru că zicea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de secet averii. De deci ce nu mai avea bucurie? De aceea zice, fericiți cei cu fără de lege iertată. Fericire nu mai avea. Apăsare pe conștiință avea. În sufletul lui era un taifun de emoții extrem de, de, de dezolante. Dar cu toate astea, el nu se trezea. El prefera să tacă. Câte vreme taci, Câtă vreme persiști în starea ta de muțenie spirituală? Se se inima lui David. Se împietrise inima lui David. Bă, ai greșit, recunoaște spăcat. Și Dumnezeu, în harul lui Răscumpărător, trimite pe prorocul Nathan, care lucrează cu o înțelepciune deosebită de la Duhul Sfânt. Și dă celebra pildă cu un om care avea o mielușea și bogatul a venit, a tentat la singurul bun pe care îl avea săracul și atunci David în spiritul lui legalist că știa legea, trebuie să plătești cu patru miei. Să plătească de patru ori. noi zice, matale ești ăla. Wow! De mine vorba. Da. Tu ai luat nevasta altuia și va trebui să plătești cu moartea patru copii. Și a murit Adonia. Și a murit Absalom. Și a murit Amnon. Și a murit fiul care s-a născut din Bașeba. Patru copii au murit. Plus că uh, soțiile lui, uitați-vă în Biblie, au fost decinstite Vedeți cazul Absalom și multe alte detalii. Și a distrus efectiv familia. Dar a trebuit să treacă aproape 9 luni de zile și mai mult de 9 luni pentru că te zice copilul care deja ți s-a născut deci Nathan când vorbea cu el, copilul era deja născut a trecut atâta timp și în timp de 9 luni, de un an de zile aproape ce ai făcut tu David? Împietrirea inimii trei? Uitați-vă la trei în scenări viclene pune-l pe urii acolo, îl trimite cu vino o casă, îl ca să creadă, du-te la nevastă ta, ca să creadă că cu, uria a rămas însărcinată, apoi zice, pune-l în locul cel mai vulnerabil la război ca să moară acolo. Și ascultați-mă, părea că e atât de preocupată regele David de urie hititul și zicea și el, bă ce eleganță, ce preocupare exagerată. niciodată nu te-ai gândit-o la binele meu ca acum. Câtă eleganță, câtă generozitate, dar de fapt Mă chem pe mine din război să-ți dau socoteală, stau la masă cu tine. Ce fain sună toată asta. Părea o eleganță ieșită din comun. Pentru că ascultați-mă. Cea mai adâncă groapă este gura vicleană și siropoasă, care de fapt ascunde mult pe lin. Și mă uit în textul ăsta și văd cu câtă înșenare și cu câtă viclenie lucrează David, de aceea zice el, ferice de omul fără de iertată și în Duhul căruia nu este? Viclenie, adică cum am avut-o eu. Că am lucrat viclan cu Baceva, lucrat viclan cu Ioab, am lucrat viclan cu Urie Și uitați-vă, dragii mei, cu câtă viclenie a lucrat. Adică consecința aceasta este camuflarea. Să ascund, să dau vina pe alții, să, să pun pe alții în pericol și uitați-vă că se poate ajunge la războaie foarte periculoase. Apoi, spuneam cuva anticipativ, Îndurerarea și întristarea familiei. Pur și simplu, familia îndurerată, copii pe drumuri, morți alții, dezastru în familie cu tot. O altă consecință a păcatului lui David. Aproape că ți-e și greu să toiți la câte drame a trebuit să plătească David din cauza acestui păcat. Următoarea consecință, cea de-a cincea, îmbolnăvirea fizică. Deci în Psalmul 32, când vorbește despre uh, îi se scavă vlaga și se topeau oasele, de fapt nu e doar o metaforă, era o stare de boală cumplită. Pentru că Dumnezeu poate să aducă și boală. Și i-a îmbolnăvit trupul ca și prin asta să-l trezească. Dar nu l-a trezit nici cu întunecarea minții, nici cu împietrile a inimii, nici cu înșenările astea viclene care, apropo, nu mergeau. Și știți care este paradoxul? Ca să vedeți aici. Diavolul îți întunecă mintea față de ce e bine, dar îți deschide mintea față de ce e rău cum să ascund, cum să camuflezi? cum să-l pui pe ăla în pericol, cum să-l arunci pe ăla, cum să moară ăla. Bă, dacă ți-ar fi întunecat mintea de tot, nu mergea nici pe partea firească. Dar pe partea firească își deschide mintea cum să ascund prej mizeria, dar pe partea dovnicească ți-o întunică cu tot. Să nu mai vezi lumina de la capătul tunelului. Care-i de care trebuie să te prinzi ca să fii iertat, reabilitat și ridicat de Dumnezeu? Și uitați-vă, dragii mei, că după îmbolnăvire, nici la îmbolnăvire nu s-a trezit, ultima consecință a păcatului lui David, cea de a șasea, cred că este, întinarea mărturiei. Versetul 14 din 2 Samuel 12. Dar pentru că ai făcut pe și Domnului să-L hulască pe Dumnezeu. Iată pedeapsa. Adică, o altă consecință a păcatului este că tu știrbești mărturia de rege, de pocăit, de penticostal, de cântăresc, de predicator, de evangelist, de pastor, de cine ești dumneata. De aceea este extrem de important ca mărturia noastră să nu fie știrbită, să nu se zică despre noi decât pocăit ca tine mai bine lips. Ăla e cel mai mare păcat. De aceea să ne dea Dumnezeu puterea să ne luptăm, să păstrăm mărturia de copii a lui Dumnezeu. Și în încheiere, dragii mei, Aș vrea să mă uit la condiția de a putea fi reabilitat. Și a spune, condiția generală este aceasta. Și cu asta vreau să-și închei că timpul este înaintat. Și vă rog să nu-l afișați. Pocăința. Pocăința este condiția lui Dumnezeu pentru a fi reabilitat și ridicat din toate căderele tale. Și a zice că pocăința, înseamnă şuvebraicul ebraicul, întoarcerea spre Dumnezeu, întorci spatele păcatului și fața spre Dumnezeu, sau grecescul metanoia înseamnă să mi se schimbe mintea, să gândesc altfel, și atunci când omul se pocăiește, de fapt se întâlnește cu adevărul Evangheliei lui Dumnezeu, Primul lucru care se trezește în el era ceea ce era amorțit, conștiința, conștiința care este o cameră a Duhului și conștiința începe să geamă, să suspine, să zică, bă, ai trăit în imoralitate, în păcat, până mai ori te lăudai cu păcatul, trăiai fapte rușinoase, conștiința se trezește, are dreptate Dumnezeu, are dreptate predicatorul, cântarea m-a mișcat, cântarea m-a schimbat. Povestea acum un frate, a făcut-o public, fratele Wagner, care numai cu 20 de ani aveți o țără de pocăință, știți, frații Wagner, cu melodiile lor am crescut. Cântau extraordinar, cu o ungere de la Dumnezeu. Uh, unul din prunciul lui s-a îndepărtat tare de Dumnezeu, în droguri, în mizerie, în Germania, acolo, unde trăiește, la München Și dânsul povestea acum, că a zis, bă, aproape că am pierdut în speranță. Am de zile m-am rugat și a zis, Doamne, eu care am cântat, te-am slujit, par mi se și slujitor, dacă nu chiar pastor, predicator. Și a zis, Doamne, cum de mi se întâmplă mie ca pruncul meu să facă toate faptele astea de rucine? Aproape că e o durere de, greu de gestionat. Și ani de zile s-a rugat, aproape să cadă în descurajare. Împietrit, discuții peste discuții, sfaturi peste fasturi, bă, nimic n-a mers. Și într-o zi de slujbă bisericească, vine la biserică și cântă cineva o cântare, pronunțând numele Isus peste depresii, peste anxietăți, pe străzi, în școli, în casă, în familie, numele lui Isus trebuie să fie peste problemele tale. În momentul ăla, a căzut pe genunchi, a ieșit în față și a zis eu nu mai suport să trăiesc în mizeria păcatului meu. Eu vreau să-mi schimb viața. Și știi ce a făcut a doua zi? S-a dus și a zis, tată, a luat toate sticlele de vin scump, de sute de euro, de alcool, de toate, nu mai un în detalii, și le-a aruncat la gură și a zis, tată, aruncă -le. Și fratele Wagner acum a făcut un video în care s-a dus să arunce toată mizeria pe care el, fiul lui o adunaseră, pentru că Dumnezeu a făcut o minune. Dumnezeu a făcut o minune. A intervenit ce convertirea și pocăința în viața acestui om. Adică la nivelul duhului, conștiința s-a trezit. Începe comuniunea cu Dumnezeu, deci începe legătura cu Dumnezeu, o altă cameră a Duhului, apoi Duhul care a primit mesajul de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, îl transmite mai departe sufletului, adică celor trei camere, rațiune, sentimente și voința, rațiunea se trezește, gândești rațional, gândești cum gândește Dumnezeu, te raportezi deja la voia lui Dumnezeu, asta înseamnă metanoia din greacă pocăința, schimbarea minții, gândești ca Dumnezeu, nu te mai lauzi, bă, tu la câtă albă, albă de bere te faci magmur? Tu te mai lauzi cu pachetul de marbor sau cu uh, 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 bergă Tu pur și simplu ești rușinat de mizeria asta. Nu-i așa? stăteam de vorbă cu frații care au trit în lumea asta, nu frate pe Bă nu vine să cred. Și eu eram ăla, îmi spunea frații. Nu poți să admit, parcă nu mai e petrică la de altă dată, nu mai e Vasile la de altă dată. Păi, așa se întâmplă când lucrează Dumnezeu. Și uitați-vă că rațiunea se trezește, apoi sentimentele se schimbă. Amărăciunea, tristețea, depresia, angoasele, atacurile de panică, incertitudinile, toate se schimbă și apare mai întâi sentimentul de vinovăție profund. Doamne, sunt un om mizer, am întors spatele, mi a făcut atâta bine, remușcări, lacrimi, durere. Sentimentele acolo încep să plângă, le crimează ochii și merge la a treia funcție. La voință. Pentru că pocăința are de face cu factorul intelectiv, rațiunea, are de-face cu factorul afectiv, sentimentele, și are de face cu factorul volitiv, voința mea se schimbă. Vreau să mă schimb. Vreau să mă lepă de Satana. Vreau să mă lepă de vicile mele. Vreau să mă lepă de tot ce este rău. Și apoi, la nivelul trupului, se, se, se transmite mesajul. Duhul a transmis sufletului. Sufletul transmite trupului, și trupul zice: nu mai voie să bei orice mai voi voie să te comporți oricum. Și din momentul ăla, cea de-a patra dimensiune a pocăinței este dimensiunea conativă, adică comportamentul meu se schimbă. Vorbesc altfel, mă îmbrac altfel, discut altfel, pun problema altfel și viața mea este mai întâi Dumnezeu și apoi restul. Dumnezeu nu devine una dintre priorități, ci devine prioritatea mea. Și dacă mai am timp și de celelalte, cu ajutorul Domnului, o duce la bun sfârșit. De aceea, îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să ne ferim de păcat. Dar dacă cineva a păcătuit să nu dispere, funia nu este o soluție, depresia nu este soluția, psihologul nu este soluția, adâncirea în probleme mai, 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 mai departe și în vicii nu e soluția, soluția este să te prinzi de această funie pe care o lansează Hristos, funia Harului Său. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împăvărați și o voi da o dignă pentru sufletul vostru. Te prinzi de poana hainei lui Hristos, îți schimbi viața și mergi mai departe. Și îți pe Dumnezeu și știi că la final de viață ai siguranță în Dumnezeu. Am urmândat în urmă cu o săptămână, cred, o săptămână și ceva, nu cred că au trecut două, pe un frate la 58 de ani și mi-a spus băiatul lui, zice, înainte să moară cu câteva ore, a zis, puiul tata, copiii mei dragi, să nu mă mai așteptați, că l-am văzut pe Domnul Iisus, a venit să-mi ia sufletul. Era un prezbiter, slujitor, predicator. La 58 de ani. Și a murit la câteva ore, după ce l-a spus copiilor, a venit Domnul Iisus Hristos la mine să-mi ia sufletul. Așa că e atât de important să înțelegem că toată viața noastră e o pregătire pentru ultima zi. Pentru ziua aia, când urci în, 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 în serviciul de ambulanță și nu știi dacă te mai întorci. Astăzi, mama mea a urcat din nou la 8 dimineața în serviciul de ambulanță, a plecat la spital împreună cu noi și noi nu știm dacă se mai întoarce. Medicii au zis că nu mai sunt șanse. Nu intru să discut despre complicațiile pe care le-a identificat. Cert este că la București a fost un diagnostic, la Târgoviște al diagnostic, a fost un dezacord profund, dar realitatea este că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Și noi suntem gata, care am predicat la sute de mormântări, să spune de fiecare dată, facă-se voia Domnului. Dumnezeu poate să ridice din țărână. El cei morți poate să aducă la viață. Acum este internată la ATI, la terapie intensivă. Medicii sunt foarte sceptici cu privire la uh, uh, eventualitatea revenirii ei, dar nu știm că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și ultimul cuvânt al lui Dumnezeu poate să fie viață sau poate să fie veșnicie, plecare la Domnul. Indiferent care va fi cuvânt. Eu, ca roba lui Dumnezeu, trebuie să mă pregătesc pentru ultima zi. Va veni ultima zi. E adevărat că e o dramă umană să zici, bă, peste câteva săptămâni făcea 63 de ani, pe 2 decembrie, unii din copii își luase biletul și a zis, venim. Deja doi dintre frații mei, unul deja a intrat în România, altul noaptea asta la 11.30 mă duc să-l de la aeroport. Nu știm ce va fi, dar știm că mama noastră s-a luptat să facă voia lui Dumnezeu și declar cu toată inima mea că dacă nu vedeam în părinții mei, și acum că este vorba despre ea în mama mea, un model de credință și pocăință, pastorul Timotei Floarea, cred că astăzi nu mai era pe care lui Dumnezeu. O femeie simplă, dar o femeie a rugăciunii. Și m-am gândit să întreb, când Dumnezeu va alege să o cheme acasă, va fi cineva în stare să ia o asta a rugăciunii? Să se roage măcar o oră pe zi? Și să nu mă uite nici pe mine? Eu știu că voi deveni mai slab. Voi avea predici mai slabe și eficiență mai puțină în slujirea mea. Pentru că atâta vreme cât un suflet luptă în rugăciune și în post, e o mare binecuvântare. De aceea ne rugăm ca bunul Dumnezeu să lucreze și El să-și facă numele de slavă. Vă invit să vă ridicați pe picioare.